Salut și bun venit la un nou episod de Farming Simulator 15 pe Barba Neagră. Bărbășilor, suntem pe The Old Ridge Farm și sunt aici cu Alin la o oră foarte, foarte târzie. Trebuie să mergem să semănăm, bineînțeles, că data trecută am recoltat și toate treburile. Cam statusul pe la noi pe aici, am mai lucrat și puțin offline, lucruri pe care voi nu le-ați văzut, dar avem până acum 106 tone de barley, grâu 41 de tone și 5 tone de canola. Așteptăm o ofertă la barley ca să fie totul frumos. O să merg cu bărbiță, bineînțeles, care are putere îndeajunsă și o să mă duc pe 10 eu acum. Dar avem 58. Hai să umplem și noi cu semințe. Văd că Alin e deja acolo, umple cu semințe. Stai așa că trebuie să fac întoarcerea asta ceva mai largă și o să intrăm în giratoriul ăsta, doar că pe sensul invers de intrare. Și o să merg să umplu semănătoarea asta cu semințe, deși suntem... Știi ce? Fuck it. Hai să mergem cu ea așa, avem minus 3500, holy shit, nu mai avem bani absolut deloc. Ba mai mult suntem pe minus. O să merg, cred că ne ajunge aici, că e și Alin cu... Avem două semănători pe trei terenuri. Cred că e mult mai mult decât de ajuns deocamdată. Și o să încep cu terenul ăsta până acum, deocamdată, cu 10-le și vedem după aia. Asta sper să facem în episodul ăsta, să semănăm toate terenurile și să le și... Să împrăștim și îngrășământ pe ele și cred eu că ar fi dăberea dacă am reușit să facem treaba asta. După aia doar dăm timpul pe rapid, cresc și așteptăm, măi. Oricum, recoltarea se va face un pic mai ușor pentru că avem deja două combine și se cunoaște treaba asta foarte mult după aia. Avem și terenurile alea două care sunt nenumerotate, care tot așa am pus noi monopol pe ele și trebuie să le... împrăștim și... Dar alea cred că sunt împrăștiate. Ha, ia stai un pic să mă uit eu pe aici pe hartă. Uite aici, da, sunt. Astea, deci am semănat pe ele. Aici unde vedeți voi cu albastru, punctul ăsta de aici e, reprezintă terenurile cele două care sunt sunt ale noastre acum mai nou. E prima dată când văd și eu pe o hartă un teren care e arabil și nu e numerotat, adică nu poți să-l cumperi. Ceea ce, nu știu cât de bine e, e ciudat, e chiar ciudat, de obicei nu se face chestia asta. Stai așa să-i zicem, eu pun canola. Stai că, Alin cred că pune barley, că noi am tot pus barley, dar am văzut aici că deci noi nu prea mai avem. Stai așa. Și mi se pare că ultima dată am mai pus și canola și noi avem barley foarte mult. Ah, super! Super. Credeam că pune barley. Hai că e bine așa, că nu ne încurcăm între noi. It's ok, man, it's ok. Și oricum și dacă punea barley, făceam, după aia refăceam porțiunea aia și gata, nu era niciun fel de problemă. Dar cu canola putem să mai facem și niște bănuți așa rapid, deși, na, zic de ce bănuți rapid, pentru că băgăm combina, se umple foarte greu buncărul de la combina cu canola. Și canola se vinde bine, așa că putem să facem niște bani rapizi cu canola. Cu barley-ul trebuie să strângi, să le descărcăm, să toate cele. Bineînțeles, ăla e puterea, barley-ul, dar, na. Deocamdată ne trebuie niște bănuți rapizi, mă tot gândesc cum să facem niște bani rapizi. Bineînțeles, aș putea să fac cu niște pomi, dar n-am cum să-i scot, n-am cum să-i transport. E o întreagă nebuneală. Aș putea să iau un atașament frontal la front loader-ul de la tractor, dar pe de altă parte parcă n-aș lua, pe de altă parte n-am bani deloc. Am putea să vindem, de exemplu, niște barle acum și ne-am scoate, adică am scoate un 70.000, cam așa, cred că aproape 70.000 am scoate acum pe barley, pe orz, dar mă gândeam eu să așteptăm că noi dăm timpul pe rapid, știi, ne folosim de modul Time Fast Forward, pe care apropo îl găsiți în descriere, bineînțeles, și modul ăla ne permite nouă să dăm timpul foarte rapid într-un timp scurt, adică practic timpul din joc să fie dat pe rapid și să nu fie doar pe 120, e undeva la 1200, chiar de 10 ori mai rapid, știi? Și în timpul ăsta, dacă faci pauze în timp ce dai timpul rapid, poți să nimerești niște oferte interesante, știi? Pentru că
cursul jocului e același, doar că se mărește ca și viteză. Eu aici, știți ce fac eu acum? Că poate vă întrebați ce fac. Umplu parcela asta ca să fac după aia întoarcerea mult mai ușoară și pentru mine și pentru Alina acolo. Practic avem decât un rotund să eliminăm colțul ăsta de aici, pentru că colțul ăsta de aici e foarte ciudat și ne-ar fi, ne-ar fi costat timp. Și mi-au puțin acolo, mai am o belelică mică aici. Să vedem că pot să iau și pe asta. Merge? No, încă puțin. Just a little bit more. Hai da, hai da. Gata, perfect. Văd care-i noi în partea asta, hai să luăm și noi în partea asta. Very freaky stuff, man, very freaky stuff. E așa. Când sunt doi, puterea crește și terenul sporește. Vreau să zic nu sporește, dar n-are sens, pentru că sporește. Că facem treaba aici. Hai, Aline, vină pe partea cealaltă. This is good, man. This is good shit right here, man. This is good shit. Se dă un B și uite, ne-a mai rămas aici o porțiune pe mijloc. Stai de, mă, stai de. Uite, aici o să-i dau un B. Aș putea să fac și chestia asta și de la volan. Te pot să mă uit în spate să vedem pe unde luăm și ce nu luăm. Tractorul ăsta e dăbelea. A? 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 O iau pe toată? Aproape. Aproape, mai rămas o porțiune acolo, să mă întorc. Uite așa. Și alinui aia pe cealaltă. Perfectos, muchachos, perfectos. B, V și hai la următoarea treabă, adică pe 9. Dar hai să ieșim, o să merg pe stradă. O să-i dau un fold la asemănătoare. Alin Vânca a luat-o acolo, a tăiat-o prin, prin gardul viu. Aoleo, ce s-a întâmplat? Ia uite, bă, băiete. Așa că trebuie să o colez frumos. Cam așa. Avem lână 100%. Asta înseamnă că, s-o fi umplut acolo de tot. O să tragem o rundă pe acolo și pe la și pe la oi. Băi, stai că am luat-o câși pe aici. O să tragem o tură și pe acolo să vedem care e statusul și câți paleți avem. Noi încă n-am vândut paleți și nu putem să vindem paleți pentru că nu avem remorcă. Deci se leagă toate așa cap în cap, știi? Aici ce avem, ia? Aici am avut canola, parcă ultima dată. Da? Și hai să punem în partea asta, ce să punem noi acum? Hai să pun tot barley de data asta. Uite așa. Și o să încep aici, îi dăm un X. O să-i dau un V. Și dăm tăticule un B. Uite așa. Am început, le-o trebiță. E, uite o trambulină acolo în curtea omului. Mișto trambulină, m-am dat cu toată când eram mic, am fost într-o excursie cu școala. Cred că în clasa a 3-a sau a 4-a, ceva de genul ăsta și m-am dat în trambulină. Acum dacă m-aș da într-o trambulină, probabil trebuie să fie foarte întărită cu, nu știu, niște arcuri de alea din oțel de pe Krypton, știi? Adică să reziste, frate. Dar a fost super, super tare pe trambulină. Da, am zis când, când mi se mai liniștesc mie activitățile astea de zi cu zi din viață și sunt mai sigur pe bugetul meu, o să-mi achiziționez și o trambulină doar așa de plăcere, că e super tare, poți să faci exerciții pe ea, apropo, să-ți menții, măi, sănătatea și echilibru sănătos. Hai că-l facem pe ăsta rapid. Mă gândeam că o să fie o, totuși, o activitate plictisitoare, cine știe ce, și e un pic plictisitoare, într-adevăr, știu. Dar trebuie făcută și ne mișcăm în doi, ne mișcăm foarte, foarte repede. Avem mare noroc că cele două terenuri care nu sunt numerotate sunt deja făcute. Le-am făcut noi data trecută și prin noi se înțelege că Alin s-a ocupat de ele. Alin sau eu? Nu mai știu. Cred că Alin a început și a terminat. Nu bag mâna în foc. Ceva de genul ăsta. Eu semințe mai am, mai am semințe să mai ajung încă de 3 ori. Să fac toate terenurile astea. Și știu că, da, cred că Alin și eu am împrăștiat cu îngrășământ. Eu știu că am venit pe toate terenurile și am împrăștiat cu îngrășământ. Dar Alin cred că a semănat pe terenurile a două mari, care să știți voi că necesită răbdare multă, pentru că sunt chiar mari. Și acum că Alin le-a unit, le-a făcut super tare, că nu mai trebuie să mă oprești între ele, știi? Adică atunci când semeni, e dă belea. Hai că ne descurcăm bine aici. Trebuie să fiu cu ochii pe Alin, că dacă termină primul și vine după aia să mă ajute pe mine să-i spun ce plantez eu aici, că eu bag barley, nu mai bag canola aici, știi? Și, mai, dacă vrei să păstrezi un pic așa realismul, știi, în ferma ta, e mișto să faci chestia asta, să, opa, Alin cam a terminat acolo, să te bași pe, practic să întorci, știi,
să întorci recolta, practic, să o înlocuiești. Că nu, nici în realitate nu pui pe, pe o porțiune de pământ același tip, știi, de plantă tot timpul. Asta e că sărăcești pământul în nutrimentele, că fiecare plantă cere nutrimente diferite. Și automat îl sărăcești foarte, foarte mult dacă faci chestia asta, și de asta se... nu știu, e un cuvânt. Probabil o să-mi ziceți voi în comentarii. Se întoarce recolta sau ceva, nu știu exact cuvântul. Știu că l-am învățat și eu. Barley. Ha! Vezi? A schimbat acum. Ce v-am zis eu? Ce v-am zis eu? Că trebuie să fim cu atenți, să fim... Ah, ok, ok. Nice, nice, nice. Uite că nu m-am gândit la chestia asta. Ok. O să-l dăm și pe ăla. B, V, X. E o clasic, știi, ca țăranul. Știi, adică vreau să-i zic aici omule. Dar alinia automatizat. O să iau și eu pe stradă. Și trebuie după aia să venim să fertilizăm și... da. Super rapid și cu semănă. Torile astea. Oricum sunt terenurile mici, știi? Noi avem acum în siloz o grămadă de cereale, dar astea, adică o grămadă de barle, dar vă dați seama că am făcut procesul ăsta de câteva ori până acum ca să obținem 100 și ceva de tone, știi? Nu e făcut chiar așa peste noapte. Să mă dau la o parte, trece Alin? Da, hai să ne dăm la o parte. Să-mi bag aici. Treci sau nu treci? Nu, nu vrea să ne depășească. Ok, atunci o să-i luăm un pic fața aici. Și o să trebuiască să parcăm și noi semănătorile la loc. După care o să mergem la fertilizat, măi, la fertilizat. Mai avem și tractorul ăla. Ba nu, tractorul ăla e la Alin. Cu tractorul ăla făceam iarbă, parcă, nu mai știu exact. Cred că da. Oricum, nu... Alin cred că zice acum să încarce semănătoarea ca să o avem data viitoare. Dar eu nu voi face asta pentru că nu am de ajuns de mulți bani și o să rămân și mai lefter, așa că... Mă deprimă, așa că nu. O să pun pe tușe chestia asta deocamdată. Bun, o să parchez și o tractorașul, dar din partea asta, că văd că acolo e spreaderul, fertilizatorul, spreaderul, cum vreți voi să ziceți. Și o să-l folosim acum. Sper să fie plin, sper să fie plin, că dacă trebuie să mai dau bani și pe el, e nasol. Asta, Alin s-a dus să spele. S-ar putea să se fi dus să spele utilajul. Who knows? Da, doamne, să fie plin. Ha, e plin, mă, e plin. Dă belea. Da, s-a dus să spele utilajul acolo, se spală utilajul. Yay, Masi Fergusonul nostru, Masi Fergusonul nostru. Îmi place ce vrei. Dacă îmi place, îmi place. Avem la stânga aici, hai să-l băgăm pe ăsta prima dată. Uep. Uep. Și o să împrăștim aici cu îngrășământ. Din nou, procesul ăsta se face foarte, foarte rapid. No problemos. Iar terenul din stânga, sunt alea două de care vă spuneam nenumerotate, sunt și împrăștiate cu îngrășământ de moa. Bun, o să dau și o camera un pic mai pe distanță, așa ca să văd exact limita unde se împrăștie cu îngrășământ. Avem acolo un colț, ceva ce am omis, dar nu mai consumam. Acum încerc și o să fac economie cât mai mult posibil. Aici vine ceva de genul ăsta și o să mai venim o dată eventual prin mijloc. Mai rămân câteva lucruri, dar oricum sunt micuțe alea, nu e sus chiar atât de importante. Ideea e că acum mă interesează mai mult să prezerv fertilizant decât să acopăr toată asta. Pentru că oricum un metru și ceva de pământ neacoperit cu fertilizator nu face prea mare diferență. Așa că... Aici se cunoaște la mine când mă duc și încarc să nu mai ia minus 3600, holy shit. Nu știu dacă am mai fost lefter, oricum în joc am mai fost lefter, dar nu știu niciodată dacă am fost atât de lefter pentru o perioadă atât de lungă, știi? Deci asta chiar e un record. O să-i dau un B să economisesc și aici încă o dată un B, ok. Și mai avem o porțiune mică pe partea asta. Hai să o acoperim și pe asta, după care o să trecem la următoarele, le facem rapid și pe alea și deja după aia avem terenurile făcute. O să trebuiască să trag un ochi și pe la oi și voi face asta fix acum ca să văd exact care e statusul și dacă le mai trebuie apă sau iarbă. Nu, o tonă jumate de apă au și au 5 tone
500 aproape de iarbă. Uite aici. Deci e absolut perfect. Wool 99, încă un palet. Dă belea. Deci nici nu vreau mai mult. Avem, oricum acolo, inspectorul ne arată 100% la wool, dar nu știu ce înseamnă asta. Ori e ultimul palet, ori din cauza că avem mai mulți paleți noi, știi? Bun, o să iau pe aici, după care următoarea la stânga. Ăsta merge foarte încet, are o accelerație de doare capul. Dar asta e. Să iau și eu aici un pic la stânga. E mișto cu tractorul ăsta dacă e volan, știi? Că merge încet, îți lasă timp de reacție și ai și vizibilitate mare. Sper că... Ah, uite aici. Am o intrare și eu pe aici. Intru pe aici prin parcelă, fac it. Îi dăm un B și din nou trebuie să mă încadrez și eu un pic bine pe aici. Trenurile astea sunt și mai mici, așa că le facem direct așa. Cam așa, măi, cam așa. Uite așa. Nice de nice. Tot am citit comentarii de la voi că nu merge link-ul cu harta asta de Old Ridge Farm din, de pe site-ul meu cu moduri. E, nu știu de ce, n-a mers câteva zile pe fsuk.com, link-ul de unde, practic, dacă intri și pe alte site-uri, știi, de moduri pentru Farming Simulator 15, îți dau link-ul ăsta de la fsuk.com. Practic, din câte am înțeles, e hostat doar aici și nu știu ce s-a întâmplat, probabil treceau printr-o perioadă de mentenanță sau ceva, în care, nu știu, au fi schimbat link-urile sau ceva. Că nu a mai mers link-ul la harta aia. Acum văd că l-au reparat, am postat și pe Facebook. Dacă mă urmăriți acolo o să mai vedeți update-uri așa din când în când și la chestii de-astea, nu doar despre videoclipurile pe care le fac. Și alte chestii pe care nu pot să le postez pe YouTube. Stai așa, trebuie să mă duc la în partea cealaltă la următorul. Așa că aveți link-ul în descriere la Facebook dacă vreți să fiți la curent cu activitățile mele în legătură cu canalul și nu numai. Sunt acolo pe Facebook, mai pe Facebook. Și da, acum link-ul merge, l-am testat, am putut să descarc harta, deci it's ok, man, it's ok. Nu știu de ce înainte n-am mers, v-am zis eu, a fost așa o chestie de la ei, habar n-am. Și acum s-a refăcut, puteți să descărcați harta, să jucați, oricum e fenomenal că am primit mesaje multe și pe YouTube și pe Facebook că nu merge link-ul. Bine, că multe mesaje erau de la aceeași persoană, dar chiar și așa m-a uimit că sunt mulți dintre voi care joacă pe harta asta sau care vrea să o încerce, știi? Deci mulți dintre voi vreți să o încercați și, na. It's interesting, man, it's interesting, că tot veni vorba de hărți. Mă tot uitam la Killington Extended, o hartă pe care o joacă și... nu mai știu, era un YouTuber care, stai așa cum se numește YouTuberul ăla, Daggerwin, așa, care joacă și Daggerwin. Cei care cunoașteți Farming Simulator-ul și vă uitați și la alți YouTuberi din afară care joacă, îl știți cu siguranță că e unul dintre cei mai populari YouTuberi care joacă Farming Simulator, practic pot spune de pe YouTube. Și eu să mă duc acum acasă. Și da, mă uitam la videoclipurile lui și pare interesantă harta. Doar că are o suprafață foarte mare, știi, genul Sosnovska, adică pe o întindere mare și multiplayer, bănuiesc, e absolut demențial de frumoasă, știi, adică e de belea multiplayer, dar multiplayer mai mult, gen 3-4 în sus playeri, cam așa. Cum eu joc de foarte multe ori singur, dar mă gândeam, știi, așa ca și harta, e tare, nu știu dacă o să joc pe ea, dar poate o să încerc o dată, știi? Cred că ar fi mai și una Melbourne Estate, tot la Daggerwin am văzut, e foarte interesantă. Aia chiar mi-a plăcut cum arată, un pic mai înghesuită decât Killington Extended. Și da, cred că o să le încercăm și noi. Eventual putem să facem o dată un mod review mai lung, de un 20 de minute, așa, 25 de minute, să facem... o să merg să spăl tractorul acesta, că a trecut prin multe. Să facem review-uri și la niște hărți, știi, să le vedem. Chiar dacă nu putem să facem serie cu ele, că nu pot să fac serie cu toate hărțile, vă dați seama că e imposibil, deci nu e realist, nu e realistică toată treaba. Dar măcar putem să le vedem, știi, pentru că sunt sigur că au niște opțiuni frumoase. Tractorul meu se oprește? Azi? Tare greu se oprește. Stai. Gata, bun, hai că mă dau jos și băgăm la spălat, măi. Massey Ferguson-ul nostru, cât e, mă? 698. It's very beautiful. It's beautiful, man. It's beautiful. I like it. Se spală foarte rapid, apropo. Deci, no problemos, mai no problemos.
Poți să dau în spate sau poți să o colezi pe acolo? Ia asta, hai să vedem dacă poți să o colezi pe acolo. Asta e un container? Este un container ceva, ha? 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 Da. Este că-s curios ce e în el. Ce avem aici? Uuuu. N-arată bine, arată ca o apă foarte, foarte, foarte mizerabilă. I don't like it, I don't like it. Alin, a, Alin e cu iarbă. Ok, Alin e cu iarbă pe acolo. Și, uite că n-am mai avut timp să mergem la oi, dar mergem în episodul următor la oi, să vedem care e statusul și câți paleți avem făcuți până acum. Aș putea să-i vând, să vând paleții manual, să-mi iau o furcă frontală la front loader și să-i vând... să-i vând manual așa unul câte unul, știi, dar nu știu dacă se merită, sincer, și pe cuvânt acum. O să pară că e și o Massey Ferguson aici și Borboșul aici se încheie și episodul ăsta de Farming Simulator 15. Până data viitoare, nu uitați, aveți link în descriere cu modurile și harta pe care o le folosesc și nu uitați să vă abonați pentru episoadele următoare dacă vă place seria asta și un like este imens, imens apreciat. Până data viitoare, v-am salutat!